pentru a ajunge în acest loc minunat, trebuie să plecați din Ieud pe un traseu nemarcat. Parțial îl vom parcurge cu mașina. Ieșim din Ieud, continuăm drumul pe un drum asfaltat până la Darângust, până la un moment dat când drumul va continua pietruit. Mai urmează un pod și o răspândie. Nu mergem în dreapta, mergem în stânga. Aici din fundul Ursoaia alegem traseul către stânga și sub Aluniș, acolo unde este întunecat, este un drum, o potecă care merge pe sub Aluniș până sus în Poiana. Am ieșit în Luminiș și trebuie să mai vină din pădure încă un Luminiș de acolo, din gaură. Nu e ursul, nu e vulpe. Hai, puicuță, hai! Bine că ai tricou marinăresc. Dă-te mai la soare să te văd și eu. Dă-te, bă, și tu mai până la lumină. Ia. Vin aici. Ia, că, ia fluieră, fluieră, fluieră. Oho! Da, ai suflu, mămică. Am. Toată forța. Urcăm pe partea dreaptă, către creasta dealului din dreapta, pentru a evita stânele care sunt în preajmă și au mulți câini. Deci vom merge pe creasta din dreapta până vom întâlni o potecă din asta mocănească, iar puțin mai sus este un drum. Pe poteca mocănească mergem spre stânga. De aici și chiar de mai de jos vom vedea pe culmea din stânga crucea. Crucea care este amplasată chiar pe vârful măgurii. Drumul va continua ușor, lin, cu deschidere în toate direcțiile, deosebit de frumos, și avem reper permanent crucea. În dreapta vom avea pietrosul Rodnei, care acum în iunie este și înzăpezit, și deschidere pe toată depresiunea Maramureșului cu imagini unice. Depinde de sezonul în care mergem, drumul nu este greu. Noi am parcurs asta în circa o oră jumătate. Așa. Și la întoarcere vom încerca să continuăm, deci vom folosi același drum de întoarcere până la culmea pe lângă care am mers la urcare. De acolo vom continua drumul și se vede o stână cu un acoperiș
de tablă, luminos. Acolo sunt niște stâne de vaci și se vede că drumul va continua înapoi în Ursoaia. Vă dorim drum. Aici se pare că e drumul la dreapta, nu? Spre fundul Ursoaiei. Dacă nu, da, este, uite-l să vede. Da. Păi ce, ce râzi de mine? Tu cum îl știi pe ăsta? Eu așa-l știu, așa-l cânt. Versurile originale, mă, nu alterate. Yeah. Cobore din deal în vale, cobore din deal în vale, mă-ntâlni cu dorul în cale, mă-ntâlni cu dorul în cale, dorul prindea mă-ntreba, dorul mi de cineva, dorul prindea mă-ntreba, dorul mi de cineva. Că și muntele că-i munte, că și muntele că-i munte, și tot are doruri multe, și tot are doruri multe. Hai, țure și țurai, tra-la-la-la-la-la-la. Nu mă pot dezbrăcina. Mai văzut ai om frumos, mai văzut ai om frumos, să nu fie drăgăstos, să nu fie drăgăstos. Hai, țurai și țura, nu mă pot dezbrăcina. Hai, țurai și nu, hai, dezbrăcină-mă tu. Zân, 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 zân. Mai văzut ai om de treabă, ai văzut ai om de treabă, să nu fie lumea dragă, să nu fie lumea dragă. Hai, țure și țura, nu mă pot dezbrăcina. Hai, țură și nu, hai, dezbrăcină-mă tu. Zân, 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 zân. Că și muntele de-i munte, că și muntele de-i munte, și lui... Are doruri multe. Credeam că și lui vine a munte. Haide! Hai, lumineta! Bagă la val! Și am revenit la mașină. Și ăsta-i drumul către Iuț. Hai că să răpcesc sarmalele la Ilen. Ha?